ziua! Bine ați venit la ședința din luna decembrie. În primul rând vreau să mulțumesc celor care și-au rupt din timpul lor liber pe 1 decembrie. Eu v-am invitat pe toți, adică noi v-am invitat pe toți. A fost o activitate frumoasă. Mult mi-aș fi dorit să fiți cu toții, bară pe din satele din care proveniți, ca să depunem coroane în cinstea eroilor noștri, dar bănuiesc că a intervenit ceva care nu v-a permis să veniți la acele evenimente. Cu părere de rău, regret că s-a întâmplat așa. Dar mergem înainte cu activitățile și cu tot ceea ce ne-am propus pentru comunitatea noastră. În primul rând, supunem la vot procesul verbal din ședința lunii trecute, după care doamna președintă de ședință va prezenta ordinea de zi și, sigur, după aceea, la discuții diverse, ce propuneri aveți, ce probleme aveți, ce probleme întâmpinați în comunitate, ce probleme v-au adus la cunoștință cetățenii, ca să ne le aduceți și nouă la cunoștință și să vedem în limita posibilităților cum putem să le rezolvăm. Vă mulțumesc! Supuneți spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare, dacă sunteți de acord. Mulțumesc. Având în vedere dispoziția primarului numărul 175 din data de 14 decembrie 2018, sunteți convocat la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Târgărești, care va avea loc joi, 20 decembrie 2018, în sala de ședințe a Consiliului Local Târgărești, cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL numărul 74 din data de 25-10-2018 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL numărul 75 din 29-11-2018 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uși și servitute către SC Delgaz Grid S.A. a rețelei electrice de interes public de joasă tensiune și a suprafeței de 1,5 metri pătrați, teren ocupat definitiv de Fundația Șturților din rețeaua electrică, proiectată pentru obiectivul investițional în întărire rețea pentru extindere rețea electrică și iluminat public, alimentare cu energie electrică a consumatorilor casnici, strada Trandafirilor, satul nou, comuna Părgăriu, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Părgărești și structurilor subordonate Consiliului Local. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018. Proiect de hotărâre privind completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2018 și diverse. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi propusă, vă mulțumesc. O să trec la prezentarea proiectelor de hotărâre. Punctul 1. Hotărâre prin modificarea și completarea hotărârii 74 din 25 octombrie 2018 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale. Se aprobă modificarea anexelor hotărârii 74 din 25-10-2018 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 ca urmare a indexării cu rata de inflație de 1,3. Dacă sunteți de acord cu această modificare. Mulțumim. Al doilea punct, proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local numărul 75 din 29-11-2018 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uși și servicii de către SC Delgaz Grid S.A. rețele electrice de interes public de joasă tensiune și a suprafeței de 1,5 metri pătrați teren, ocupat definitiv de Fundația Stâlpilor din rețeaua electrică, proiectată pentru obiectivul investițional, întărire rețea, pentru extindere rețea electrică și lumina publică, alimentare cu energie electrică, a consumatorilor casnici, strada Trandafirilor, satul nou, comuna Târgărești, județul Bacău. Se modifică și se completează articolul 1 al hotărârii Consiliului Local și va avea următorul cuprins. Se conferă cu titlu gratuit pentru de uși și servicii de care au obiect utilitatea publică, caracter legal conform 123/2012, energie electrice și a gazelor naturale, care se exercită fără înscriere în cartea funciară și pe toată durata exercitării
capacități energetice sau temporar cu ocazia retehnologizării unei capacități în funcțiune, reparație, revizie, lucrări de intervenție în caz de avarie. A terenului ce aparține domeniului public al Comunii Cârgărești, în suprafață de 1,5 metri pătrați, situate din tabinanul localității Comunei Bârgărești, strada Trandafirilor, satul nou, județul Bacău, precum și a rețelei electrice de interes public de joasă tensiune către SC Delgar Crizesa, în vederea realizării obiectivului investițional, întărire de rețea pentru extindere de rețea electrică și luminat public, alimentare cu energie electrică a consumatorilor casnici, strada Trandafirilor, satul nou, Comuna Bârgărești. Se completează articolul 1 al hotărârii 75/2018 cu 3 aliniate care vor avea următorul cuprins. 1. Se aprobă modelul cadru al contractului de uz încheiat între OAT Bârgărești și SC Delgar Div, Crilesa. 2. Se aprobă modelul cadru al contractului de servitude supraterană de trecere încheiat între OAT Bârgărești și SC Delgar Div, Crilesa. Și 3. Se împuternicește doamna Iurișca Victoria, având calitatea de reprezentant al Comunei, să semneze cele două contracte. La vederea hotărârii rămân neschimbate, dacă sunteți de acord cu aceste modificări și completări. Mulțumesc! Punctul 3 al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza funcționarilor publici și personalul contractual, a personalului contractual, nu? Din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bârgărești și structurilor subordonate Consiliului Local, inițiator primarul Comunei, se aprobă salariile de bază a funcționarilor publici și personalului contractual. Din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bârgărești și structurilor subordonate Consiliului Local, ce fac parte din familia ocupațională administrație, conform anexelor, drepturile salariale vor fi stabilite prin dispoziția primarului și în cazul modificării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, salariile se vor stabili prin dispoziția primarului. Se aprobă salariile de bază ale personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, familia ocupațională, sănătate și asistență socială, precum și din familia ocupațională cultură, respectiv anexele 3-4, astfel la asistență socială și cultură există o creștere de 1/4 dintre diferența salariului de bază stabilit prin lege la nivelul anului 2022 și salariul de bază al lunii decembrie 2018, iar pentru sănătate, respectiv asistentul medical, salariul de bază al acestuia rămâne la valoarea stabilită de lege prin grila de salarizare a perioadei 2022, care a fost stabilit în acest an, în luna martie, asistentului medical comunitar. Deci se menține la nivelul acordat în luna martie prin poziție. Indemnizația primarului crește, având în vedere stabilirea salariului minim de economie la suma de 9.360, ceea ce reprezintă indemnizație pentru dumneavoastră 10%, respectiv 936, pentru maxim 3 ședințe. Brut. Brut. Toate sunt sume brute. Dacă sunteți de acord cu propunerile stabilite prin proiectul de hotărâre. Dumneavoastră? Domnul Iule. Vă abțineți? Da. Abțineți? Aș vrea să mai măriți la consilier. Păi dacă ce s-a spus acum? Asta v-a spus. Toată vara 330 de mai. Ala este... Mai măriți-le. Păi dar n-am pe ce să... Eu nu-s de acord, nu știu. Păi nu, stați la voi. A, deci nu sunteți de acord nici cu mărirea indemnizației dumneavoastră. Nu, și a dumneavoastră și al nostru. Păi dar stai toleacă, prin lege, punctul, coeficientul de ierarhizare este stabilit pentru primar și viceprimar. Da, poate n-am înțeles, poate n-am înțeles explicit. Eu am votat. Noi am desfăsut propriu. Deci pentru
pentru 12, da? Eu n-am votat, domnule. Păi nu, pentru dumneavoastră vă abțineți sau împotriva? Și-a motivat, a motivat, pentru că dorește să-i se mărească indemnizația. Deci, primarului și angajaților de ei, dar mai mărești la consilier. Păi și la dumneavoastră e tot 10%. Nu numai lui, la tot. La tot. Deci, sunteți de acord cu majoritatea, da? Sunt de acord. Am înțeles. Da. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018. Se aprobă rectificarea în punctul 4 a bugetului propriu de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, după cum urmează. Se majorează veniturile bugetului local al Comunei Vântărești cu suma de 79.000 lei, astfel. Sume defalcate de TVA minus 13.000 lei, sume alocate din cote defalcate 92.000 lei, total 79.000 lei. Se majorează cheltuielile bugetului local cu suma de 79.000 lei, astfel. Învățământ, minus 13.000 lei, drumuri, 92.000 lei. Total majoră, 79.000 lei. Dacă sunteți de acord cu această rectificare. Mulțumesc. Și proiect de hotărâre privind completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2018. Se completează anexa privind achizițiile directe pentru anul 2018, după cum urmează. Capitolul 1 se completează cu punctul 134, piatră concasată între 0 și 61 mm, 424 metri cub, și punctul 135, piatră concasată între 0 și 60 mm, 400 metri cub. Dacă sunteți de acord cu această completare a anexei privind achizițiile. Vă mulțumesc mult! Acum, vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Suntem la punctul diverse. Eu vreau să vă informez prima dată, înainte de a spune dumneavoastră problemele, că de la ultima ședință până la ședința de azi s-a făcut recepția lucrărilor la reabilitarea și modernizarea iluminatului public, deci s-a finalizat acel proiect. De asemenea, s-a făcut recepția la extindere rețea electrică, iluminat public și casnic pe strada Trandafirilor, ceea ce ați văzut că era proiectul de hotărâre pentru dare în folosință către Delgaz, pe Trandafirilor și pe Eremia Movilă. De asemenea, s-a achiziționat buldo-excavatorul, îl avem în curte. Categorii încă mai urmează să punem la punct niște documente, să ne înscriem și să și plătim către firma care a câștigat licitația și pe urmă să ne decontăm cu AFIR-ul. Știți că achiziția buldo-excavatorului este prin proiect, prin AFIR, deci nu este din bugetul local, decât o sumă foarte mică pentru avize, pentru niște documente care aveam nevoie. Scrierea proiectului și... Așa că noi ne străduim să facem lucrurile să funcționeze în comunitatea noastră și să continuăm cu lucrările. De asta a fost și prins rectificarea bugetară, ați văzut, era pentru drumuri. Vom achiziționa piatră concasată, pentru că dacă se va topi zăpada, pe fiecare stradă trebuie să depunem acea piatră și să amenajăm drumurile din nou, până vom avea asfalt. La anul vă voi informa cu noile proiecte pe care vrem să le prindem, pentru că va fi un nou plan de investiții, un nou plan de achiziții, pe care vă voi supune spre aprobare dumneavoastră. Și vă doresc sărbători frumoase, un sfârșit de an bun și să mergem în continuare. În legătură cu iluminatul public, dacă se poate mări un pic orarul de stingere dimineață? Adică la 7 fără 10 întuneric până la 7 da, și 20. Sigur, da, se poate, domnul vice, să vă notați, să luăm legătura cu... Să modificați pe la 7 fără 10. Măcar lunile ianuarie, februarie. Lumea iese la după 6 jumătate, iese din casă. La 7 fără 10 se schimbe. Care doriți că se poate, orice se poate. Dar plecat la 7 și 10. Așa, iluminatul public.
De pe 20. Așa, dimineața la început, până în 7 și un sfert. Deci să se stingă. Să fie dimineața 7 și... Începând de mâine se scurtează. Da, mă, dar problema este că se scurtează. E vorba de câteva zile. 10 minute, un sfert de oră, când lumea merge la muncă. Și eu am văzut și am și zis de acum 2 săptămâni. Da, o să-l spunem pe domnul... Până la 7-7-10. Da, cam așa. 7 și un sfert. Mai bine să iară noapte, dacă nu se circulă. Nu, seara e bine când se aprinde. Seara la 6, la 5, da, 5, 17, da, da, sigur că da. Ne-am limitat și cu ornatul ca să nu facem cheltuieli mari, ați văzut, dar e bine, zic eu că totuși are un efect asupra. Ați angajat tractorismul de scamătorism. Nu e scos postul la concurs, anunțul este pe site-ul primăriei, este la sediu, dar... Cum ați intrat, este publicat acolo. Concursul va avea loc între 18 și 19 ianuarie. Deja că am întrebat tractorism. Da, sigur. Da. Să dea Dumnezeu să vină candidați, să participe, că noi avem nevoie de... Dar e treabă că o amaște. Vin atâția medii cu... Aceste utilaje, ca să putem să le și folosim de ele și să le facem, să ne gospodărim cum trebuie. Da. Trebuie și un profesionist bun. Cu siguranță, cu siguranță. Vă dați seama că una dintre... Păi una din condițiile speciale asta este. Asta da. Una din condiții este să ai de minim 10 ani de chime în... Aia Nicolo, așa de post civil, nu? Postul este scos la concurs. Sunt niște etape care trebuie să se parcurgă. Sigur, este o dată de, până la acea dată trebuie să vină candidații să se pună dosarele. Sigur, se face evaluarea dosarelor și vede. Acum să vedem, să avem candidați. Avem. Poți intra la formă, adică două, nu? Da, păi nu e când rău. Ce salariu oferiți? Păi nu, salariul e stabilit de atunci, cu eficienții. De la ce salariu se pleacă? Deci la gradația 0, numai puțin, vă spun. Se transformă din administrator. Așteptăm oameni să se scrie, da. Nu știu pe ce. Ăla-i rezolvat. Pentru că altfel nu puteam scoate postul la concurs. Nu, imediat. Deci pentru gradația 0 înseamnă fără vechime, care se mulțește cu... Bine, dar noi am numit coeficienți. Noi am postul la concurs. Vechime, că trebuie să aibă. Deci au întrebat ce salari are. Iar eu asta încercam ca să vezi până acum. Nu, salariul trebuie să spuneți, nu ăla de pătorunul care e profesionist, noi nu avem nevoie. De la ce salariu se pleacă? Omul zice, de la ce salariu încep să calculez. Aia am zis. E altceva vor să știi, nu se mărește la urmă. Păi nu, că doamna spune bine. Păi la gradația 0, adică o persoană care nu a trebuit, are 2579. Brutul. Da, la care se adaugă, în primii, deci dacă are vechime între, deci, da. Între 0-3 ani nu are, deci, are acest salariu. Între 3 și 5 ani e o creștere de 7,5%, da? Între 5 și 10 ani încă 5%, între 10 și 15 ani aș 5%, între 15-20 2,5%, peste 20 2,5%. Da. Total, unul cu experiență se mai înmulțește această valoare a salariului cu 22, nu. 22,5%. La care se adaugă spor pentru condiții vătămătoare, de care beneficiază tot personalul din cadrul acestui compartiment. Legea permite ca și persoana care va fi angajată să beneficieze de acest spor. Cu vechime oricum are salariu. Ideea că nu se vehiculează că e salariul minim pe economie, care ar veni, de 1200 de lei. De la anul va fi 2080. 2080 va fi minimul. 2100 va fi. Da, din ăla... Da, da, din ăla... 30 milioane. Da. Deci un salariu destul de frumos. Trebuie să fie un operator. Da, dar trebuie să ai de vechime și o persoană care să țină de muncă. Înțeles. Care să ne primească toate cu vechime. Care bani în cabină, nu avem nevoie. Da. De s-ar putea să nu găsești. Se găsește și din altă parte, dacă nu există din de vechime. Da. Poate se prezinte oricine. Da, am înțeles. Mulțumesc. Că dacă ar fi
Poate să doarmă pe mine, dacă nu uită șefia de treabă, aia face treabă. Nu există treabă, este perechetă. Da. Nu mai aveți alte propuneri, alte probleme de ridicat. Vă mulțumesc din suflet, de asemenea, iară vă spun, vă urez sărbători frumoase. Mulțumim. Și să ne reîntâlnim. Dacă să se la anul, bine, dacă nu o să fie, s-ar putea, s-ar putea, să ne mai întâlnim într-o ședință extraordinară, să vedem. Știți cum e, în ultima sută, poate ne mai vin... A, nu, stați puțin, propuneți președinte de ședință pentru primele trei luni ale anului 2019. Pe cea care n-am fost? Păi propune, nu spun. Dumneavoastră, propune. Care l-a fost? Ciri. Și ultimul rând. Eu s-ar putea Feluar jumate să lipsesc. Nu, deci vă spun, s-ar putea Feluar jumate să lipsesc. Deci s-ar putea, nu-i sigur, dar vă spun ce să lipsesc. Da, sigur, mi-anunțați la timpul. Normal, nu sunt sigur, dar luna viitoare pot să vă anunț. Deci s-ar putea. Da? Hai, veniți cu propunere. Domnul Ciri, Rotaru Ciri. Da, Rotaru Ciri. Sunteți de acord, mai aveți altă propunere? Totul are un început, domnul consilier. Nu e sfârșit. Sigur. Cu cât încep mai repede, termin mai repede. Pe urmă mine e și pe urmă seniorul. Începem din nou cu nea. Nicio problemă. Nu ne-am rând. Închidem lucrările ședinței noastre și vă mulțumesc pentru participare. Mulțumesc și mai.